Sfântului Duh. Amin. Iubiți frați și surori, slăviți să fie Domnul. Veci, amin. O să citesc un singur verset din 1 Timotei, din capitolul 4, verset cunoscut de fiecare dintre noi. Este un îndemn al Sfântului Apostol Pavel către ucenicul său Timotei. Versetul 12. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință și în curăție. Suntem la anul de majorat, nepoata noastră Maria, am și o amintire cu botezul ei, cu adunarea care s-a ținut atunci, anii trec repede, iată, este, cred, la, dacă nu mă înșel, la patra generație de ostași, și ne întrebăm ce mai putem spune, ce învățături mai putem lăsa aici, în Cuvântul lui Dumnezeu, ca viața noastră să se încadreze în acel frumos capitol despre care vorbește fratele Traian, a unor tineri care au început bine, dar au sfârșit tot bine. Pentru că, fraților și surorilor, tineri este o mare problemă și o mare provocare. Ca dacă am plecat de tineri, de copii, pe această cale a Domnului, să sfârșim biruitori în brațele aceluiași Domn, căruia i-am slujit din pruncie, din copilărie. Și m-am gândit, Doamne, care e secretul? Ce ar trebui să facem noi, să facă tinerii astăzi? Avem și noi copii, avem îngrijorarea aceasta. Ce-i de făcut? Într-o lume atât de colorată, de pervertită, de pestriță, de nesigură, ce ar trebui să facă tinerii noștri? Să se păstreze curați, să se păstreze smeriți și credincioși. Și spune Sfântul Pavel aici, nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă. Și sunt 5 condiții aici și 2 țin de partea noastră văzută. Pentru că fiecare dintre noi, fraților, trebuie să recunoaștem că avem o viață privată, o viață ascunsă, o viață pe care știm numai noi. Și avem și o viață publică. Mergem la școală, nu suntem antisocial, venim la adunare, ne plimbăm, mergem cu autobuzul, circulăm, mergem, iată, suntem tineri. Și Sfântul Pavel aici parcă pune accent pe ambele părți. Vedeți, există un principiu despre care vorbesc Sfinții Părinți și fratele Traian, amintește undeva despre principiul icebergului. Nu atât cât se vede afară, este un iceberg, ci are o parte nevăzută, care este înăuntru. Cea mai mare tragedie s-a întâmplat pentru că cel care conducea, care manevra Titanicul, n-a ținut cont de partea nevăzută a ghețarului, a icebergului. S-a întâmplat acea tragedie în care au murit mii de oameni. Sfântul Pavel vorbește, fii o pildă în vorbire și în purtare. Adică partea văzută, vorbirea și purtarea nu o văd toți. Dacă s-a făcut minunea înnoirii vieții tale, asta trebuie să o vadă oricine, pe orice cale. Adică în vorbire și în purtare. Aduceți-vă aminte de episodul în care Sfântul Petru, apostolul, se leapădă în fața unui slujnic care îi spune și vorba te dă de gol. Vorbirea și purtarea sunt partea văzută, dar Sfântul Pavel continuă și merge mai departe, pentru că în viața oamenilor credincioși și a tinerilor care încep bine, poate fi acest pericol al duplicității, al purtării unei măști. Una să fim, așa cum frumos se spunea și se amintea aici în adunare, una să fim acasă, în camera noastră, unde nu ne vede nimeni, și altcineva să fim în adunare, printre colegi, la școală, la biserică, printre frați, la școală biblică. Ce trebuie să facem să avem acest discernământ și această dreaptă măsură? Spune Sfântul Pavel și continuă, după vorbire și purtare, dragoste,
credință și curăție. Nu există un aparat care să ne măsoare și să ne vadă și să ne scaneze câtă dragoste avem, câtă credință și câtă curăție. Asta o știm doar noi și Dumnezeu. Dar suntem chemați ca în seara aceasta să ne gândim serios. Vedeți, sunt două exemple pe pagina Sfintelor Scripturi și le amintesc că treacă pentru că timpul este întârziat. A unor tine care au reușit. A unor tine care au început bine și au sfârșit bine. Și viața lor e una liniară. În viața lor nu au fost umbre și nu au fost eclipse și nu au fost căderi atât de vizibile care să le influențeze traiectoria și parcursul frumos. Și acesta este Iosif și Daniel. Și de ce tinerii aceștia, oamenii aceștia, bărbații aceștia ai Bibliei au sfârșit frumos? De ce? Pentru că au avut principii, pentru că au avut valori și pentru că au avut priorități. Aceste trei cuvinte aș dori să rămână adânc amprentate și să poate în mintea, în conștiința și în inima fiecăruia. Au avut principii, au avut valori și au avut priorități. Și eu, uitați ce, doar două versete citesc. Daniel, în capitolul 6, când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca și a intrat în casa lui, unde ferestrele odăi de sus erau deschise spre Ierusalim și de trei ori pe zi îngenunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui, așa cum făcea și mai înainte. Tânărul acesta era rob. Nu-l vedea nimeni, nu-l controla nimeni, nu erau părinții lângă el, situația, contextul l-a dus undeva departe, în robia babiloniană. Și ce făcea? Se ruga de trei ori pe zi cu fața spre Ierusalim, deschizând ferestrele. Asta înseamnă să ai principii. Asta înseamnă să iubești valorile pe care le-ai acumulat în copilăria ta, în adolescența ta. Despre Iosif, la fel, spune cartea Genesa și un singur verset întreagă. Cum aș putea atunci când în viața lui a venit o ispită? La fel, nu-l vedea nimeni. Era într-o țară străină, era în Egipt. A avut un prilej și o posibilitate să păcătuiască. Și spune un verset, versetul 9 din capitolul 39. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva cui? Împotriva lui Dumnezeu. Vedeți ce conștiință, ce curăție, ce credință, ce monument de dragoste. Iosif, vândut de frații săi, departe de privirile părinților care l-au crescut, fără să-i fie teamă și frică, ci având frică de Dumnezeu, își pun această întrebare destul de serios. Cum aș putea eu să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Acești doi bărbați au fost un exemplu de seriozitate pentru că au avut principii. Și ce sunt principiile? Spunea cineva că principiile sunt acele propoziții, acele idei din viața noastră care încep cu două adverbe. Cu niciodată și cu întotdeauna. Fraților, de tineri, noi trebuie să ne sedimentăm principii sănătoase, principii biblice, cum s-a spus, principii ospășești. Și dacă facem acest exercițiu și luăm o coală de hârtie și o împărțim în două și spunem acolo, scriem cinci lucruri, pentru că scrisul rămâne. Scrisul rămâne și cu siguranță ne vom aminti peste ani de ceea ce am spus și am promis noi în fața lui Dumnezeu. Cinci propoziții care încep cu niciodată. Doamne, eu niciodată nu voi putea uita sacrificiul pe care părinții mei l-au făcut cu mine. Să mă țină la școală, să mă îngrijească. Niciodată. Niciodată, Doamne, eu duminică nu pot să stau acasă. Când e vremea de rugăciune, când e vremea de mers la biserică sau la adunare, eu să nu fiu în altă parte, nici pe faleză și nici în bar. Pentru că am principiu. Pentru că așa am fost învățat. Eu niciodată, Doamne, nu pot merge într-un loc unde merg colegii mei, la discotecă,
unde se bea alcool, unde se dansează, unde se vorbesc lucruri nepotrivite, unde se rostesc bancuri. Eu niciodată. Eu întotdeauna. Hai să facem acest exercițiu. L-am făcut undeva în viața mea de familie, undeva la un revelion împreună cu soția mea și mi-a prins bine. Știe Domnul câte din aceste principii le-am încălcat sau le-am ținut. Știe Domnul statornicia și frica și consecvența de cu care ne ținem sau nu ne ținem, dar sunt principii. Și ele nu se negociază, ele nu se calcă. Noi suntem aici, cred că undeva la 100 de tineri și suntem diferiți. Și e bine că suntem diferiți. Dumnezeu nu ne-a făcut pe niciunul dintre noi la fel. Suntem unicate și în ochii lui Dumnezeu avem un preț. Și deși suntem diferiți, din familii diferite, din contexte, cu mentalități diferite, unii mai înalți, alții mai scunzi, unii mai sănătoși, alții mai bogăticioși, totuși într-o măsură și într-un singur lucru suntem egali și suntem la fel. Și acest lucru și acest amănunt s-a spus de o sură într-o poezie. Fiecare dintre noi, Dumnezeu ne-a lăsat un timp la fel. Pentru toți, timpul merge și decurge și se desfășoară la fel. Vedeți, într-o săptămână sunt 7 zile, la fel pentru fiecare. Și dacă numărăm orele, sunt 168 de ore într-o săptămână. Și ele ne sunt date să le trăim frumos. Pentru Dumnezeu. Dacă scădem 8 ore pe zi, atât cât dormim, dacă scădem orele cât învățăm, dacă scădem orele care facem activități obișnuite, normale, când mâncăm, când mergem la școală, când citim, când ne spălăm, când ne îngrijim, când călătorim, ne rămâne un număr de 20-25 de ore. Și fraților și surorilor, aici se dă cea mai mare bătălie pentru timpul nostru, pentru viața noastră, pentru tinerețea noastră. În aceste 20-25-30 de ore, depinde cum ne chivernisim fiecare timp. Ce alegem să facem, ne condiționează și ne influențează mersul vieții noastre, curăția vieții și a tinereții noastre. Fiecare dintre noi, așa cum am spus la început, avem o viață privată și o viață publică. Fiecare dintre noi avem un telefon și avem la el o parolă și numai noi o știm. Contează cât de mult din aceste detalii, din aceste intimități, din aceste dedesubturi, din aceste ascunzișuri despre care s-a vorbit așa frumos astăzi, lăsăm să le guverneze, să le conducă și să le regheze Bunul Dumnezeu. Fiecare dintre noi să ne gândim serios la lucrurile acestea, să ne gândim, Doamne, care sunt valorile din viața noastră? Ce iubim? Ce prețuim? Ce facem când suntem singuri? Ce alegem? Facem lucruri normale, suntem oameni și suntem tineri care nu ne-am smuls și nu ne-am dus undeva în munți să ne trăim viața în pusnicie. Trăim în societatea aceasta plină de compromisuri, plină de ispite, plină de păcate. Dar contează, fraților și surorilor, să avem. Și lucrul acesta mi-l spun și mie. Dar îl spun și frăților voastre care sunteți la o vârstă fragedă. Să aveți principii, să aveți principii sănătoase. Să aveți valori și să aveți priorități. S-a citit în Evanghelia de acum 2 săptămâni, căutați mai întâi împărăția cerurilor și toate celelalte lucruri ni se vor da pe deasupra. Avem dubii și avem întrebări și avem nelămuriri cu privire la viitorul nostru. Ce vom face? Ce va fi peste 10 ani? Dacă vom avea această prioritate a căutării mai întâi a împărăției cerurilor, eu cred că Domnul este bun și totul ni se va da din belșug pe deasupra. Închei cu un gând pentru Maria, pentru nepoata noastră, pentru sărbătorita din ziua de astăzi. Părintele Iosif are o carte care se cheamă Mai lângă Domnul meu.
Și trei sau patru capitole din această carte, mai lângă Domnul meu, poartă numele, sau în titlul cărții este numele pe care îl poartă Maria. Și spune Părintele Iosif, o Marie care s-a aplecat la picioarele Domnului Iisus. Încă o Marie la picioarele Domnului Iisus. Și o să citesc doar trei rânduri din cartea Părintele Iosif. Pe Maria din Betania o mustra sora ei, pentru că nu o ajuta la gătitul mâncărilor. Pe Maria Magdalena o mustra Simon Fariseul și ceilalți cărturari și farisei, spunându-i că e prea păcătoasă. Și pe Maria din Betania o mustra Iuda, că risipește mirul. Dragi tine, dragă Maria, întotdeauna când vom dori, când veți dori, când vei dori să stai la picioarele Domnului, atunci vor fi și împotriviri, vor fi și ispite, vor fi și mânie. Dar cea mai dulce stare este starea despre care vorbește Părintele în cartea aceasta mai lungă Domnul meu. Încă o Marie la picioarele Domnului. Aș dori să-ți trăiești viața în așa fel încât la finalul ei, pe care Domnul îl știe, să nu ai regrete, să-ți respecti principiile, să-ți respecti valorile și să ai priorități în viață, ca la final Domnul să poată spune, vino Marie, încă o Marie la picioarele Domnului. Amin, spune să fie Domnul.